CFR Călător a pregătit un program special al trenurilor pentru ca toate regiunile țării să poată fi conectate cu destinațiile de vacanță cele mai căutate în perioada verii. Astfel, trenurile suplimentare vor fi introduse treptat în circulație, iar o parte dintre acestea vor avea ruta prelungită până la Constanța, Mangalia și retur. De asemenea, majoritatea trenurilor care sosesc din țară vor avea legături frecvente cu trenuri care circulă între Constanța și stațiuni. Biletele de tren sunt accesibile tuturor, studenții vor beneficia în continuare de gratuitate, iar elevii și pensionarii vor avea diferite reduceri. Potrivit reprezentanților CFR, o călătorie București-Constanța fără reduceri este de 59,6 lei la tren Interregio. Dacă se achiziționează un bilet dus-întors, călătorul beneficiază de 10% reducere, iar dacă biletul este achiziționat online, se mai adaugă o reducere de 5%. De asemenea, pentru cumpărarea biletelor cu cel puțin 21 de zile în avans, reducerea este de 25% din tariful de transport. Trenurile litoral care circulă cu viteză sporită fără opriri intermediare între București, Nord, Constanța și retur ajung la destinație în aproximativ 2 ore. Zilnic din capitală către litoral vor pleca 20 de trenuri, dintre care 11 cu destinația Mangalia și cu opriri în toate stațiunile de la malul mării. Pentru mușelenii care vor să meargă cu trenul pe litoral, există și un tren care pleacă și din gara Pitești la ora 0:55 și ajunge la Constanța la ora 6:05, iar în Mangalia la ora 7:53. Pentru întoarcere, trenul are plecare la ora 18:20 din Mangalia, la 20:10 din Constanța, cu sosire în Pitești la ora 1:13. Odată cu intrarea în vigoare a programului de transport estival, unele trenuri Regio vor avea programul de circulație adaptat la noul mers al trenurilor estivale, iar modificările vor fi anunțate la nivel local în gări.